Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim, da, 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 da. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Bună dimineața, Adela! Salut, Ciurubel! Salut, Bogdan! Astăzi este Vinerea Mare, iar peste două zile, Paștele va veni în sufletele și în casele fiecare dintre noi, drept pentru care, dragii mei, vă propun un invitat special. Începând de astăzi pe Voio și luni, pe pagina mea de YouTube, la ora 19, fără prea multă introducere, dați-mi voie să vi-l prezint, chiar acum, pe Ștefan Relu Mihalache. Sau, cum îl știți voi, Connector. Da, noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Deci mie îmi place, mi-a plăcut tot timpul să imit personaje. Și când te imitam pe tine, vorbesc serios, mă puneau prieteni, știi? Ia, mă imit-l pe Brânciu. Let me bring it to the south, I can bring it tonight. What would you do with by myself, but I can do it all right. Everything you did was just level like a boo-boo-boo for right. If you tell me about it, dude, I gotta feel it right. I gotta... În ziua aia, atunci am văzut o chestie, adică că se poate îmbrăca mult mai muzical totul. Zic, bă, ce acordul lua Brânciu, ce liber era acolo și băi, ești nebun, we should do that. Deo, is a Deo, tonight come and we won't go home. M-am cântat, cred că o singură dată în clasa 5-a, când trebuia să aibă o fată care să cânte la serbare și nicio fată nu avea ureche muzicală și a trebuit să-mi pună o basma și să-mi îmbrace în fată și să cânt... Azi am să-mi crestez în grindă. Exact. Vai de părintele care n-a ascultat de copil. Serios. Deci, fii mea este cel mai mare profesor al meu. Cu tălpile goale, cu părul prin soare, plângea ochii ei. Și nu mai dansează, nici nu mai visează, ca de obicei. Dar să știi că n-am fost așa dintotdeauna, am fost și prost. Deci nu... Da, 100%, cel mai prost. E vara, nu dor. Nu am somn. Am prieteni care sunt mai talentați ca mine și am pornit în același timp cu niște treburi și n-au reușit să facă nimic. Și cred că este dintr-un motiv. Succesul nu aparține celor care pot, ci celor care vor. Aș fi fost un fotbalist extraordinar. Nu pot să cred. Da, 6 ani de zile am jucat fotbal. Cât timp? Profesionist. 6 ani, da. I wanna tell you what I got in inside. Yeah, yeah. You're gonna make it feel tango right. Yeah, yeah. I wanna take connector this here. And what I got is for my fear. Vreau să învăț să merg pe schiuri, că nu știu dacă e țigan care merge pe schiuri până acum. Nu știu dacă există. Serios, nu cred că există. Let me be your teacher. Ok. Așadar, începând de astăzi pe Voio și în a doua zi de Paște, luni, la ora 19 pe pagina mea de YouTube, vine Connector cu o muzică impresionantă, cu o voce spectaculoasă și cu povești incredibile despre viața lui. Dragii mei, vă doresc tuturor sărbători fericite, Paște fericit și abia așteptăm să ne vedem la un nou podcast. Lucruri simple, așa cum e și melodia asta. Se apropie vara, deci s-ar potrivi ceva de genul ăsta. E vara, nu dor, nu am somn. Zorii zilei mă prind, când pe plajă mă plimb, fiindcă vara nu dorm. Sărbători fericite, vă îmbrățișez cu drag. Abia aștept să ne revedem din nou. Adela, Ciurubel, Bogdan, Paște fericit tuturor. Connector Rapanon.